Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un item obiectiv de evaluare tip ordonare simplă pe platforma Learning Apps. Voi accesa platforma de pe un browser. Voi scrie în bara de căutare Learning Apps. Voi accesa primul rezultat, learningapps.org. Odată intrat pe platformă, voi selecta din dreapta sus limba afișajului, eu voi selecta limba română și apoi conectare pentru a mă conecta în cont. Dacă nu am un cont, apasă Creează cont nou. Dacă am un cont deja existent, voi apăsa pe login după ce introduc datele mele, adresa de e-mail și parola. Contul se creează gratuit. Apoi, accesez opțiunea Alcătuiește exercițiu. Exercițiile pe care le creez se vor stoca gratuit în secțiunea Exercițiile mele. De această dată, eu voi face un exercițiu nou. Voi selecta Ordine simplă. Îmi apar câteva exerciții ca exemplu, ce au fost create deja de alți utilizatori ai platformei, eu voi apăsa pe Alcătuiește exercițiu nou. Îmi apare pagina în care realizez exercițiul meu. Astăzi voi aborda o temă de la comunicare în limba română. Voi pune ca titlu Ordonarea cuvintelor. Cerința. Ordonați de la stânga la dreapta următoarele cuvinte, astfel încât ele să formeze o propoziție scrisă corect. Dacă doream să abordez o temă din matematică, spre exemplu, puteam să spun: ordonați crescător următoarele numere naturale sau ordonați descrescător următoarele fracții sau ordonați crescător următoarele numere întregi, în funcție de ce temă abordezi. Voi adăuga câteva informații suplimentare aici la cerință. Apăsați butonul albastru din dreapta jos pentru validarea sau verificarea răspunsurilor. Răspunsurile colorate în verde sunt corecte, iar cele în roșu incorrecte sau greșite. Succes! Cardurile sau cartonașele le voi pune și reprezintă soluția mea. Ele trebuie puse exact în ordinea corectă. Astfel, eu aici voi pune o propoziție din geografie. Fiecare cuvânt va fi un element. Dacă doresc, spre exemplu, să pun o fracție din matematică, cel mai bine este să o pun tip imagine, să o creez în Paint sau un alt program și să o introduc ca imagine, pentru că în text nu-mi dă voie să pun fracții tip text. Pot pune, spre exemplu, text la audio sau audio. Pot să mă înregistrez și să spun acolo, spre exemplu, să spun o jumătate sau o treime sau direct să spun fracția 1 pe 2, 1 pe 10 sau pot pune un video. Primul element, cuvântul Bucureștiul. Eu voi scrie propoziția Bucureștiul este capitala României. Și atunci fiecare cuvânt va fi câte un element pe un cartonaș. Capitala și ultimul României. Voi pune și punct după el ca să-și dea seama că este ultimul cuvânt din propoziție. După care afișează elementele, dacă i-am spus să le ordoneze de la stânga la dreapta,
Aici voi selecta să fie afișate orizontal, ordonare de la stânga la dreapta. Dacă doream să le ordoneze de sus în jos, cartonașe plasate fix vertical. Dacă doream să fie pe diagonală, ordonare de la stânga sus la dreapta jos. Eu voi selecta cea de-a treia opțiune. Apoi la feedback, mesajul care să-i fie afișat după ce rezolvă corect. Felicitări! Ești un elev foarte bun. Dacă vreau să-mi ascundă sau nu numerele de pe cartonașe, eu voi lăsa cu numerele de ordine afișate pe cartonașe. Asistență dacă vreau să-i ofer informații de ajutor suplimentare. Pentru a salva, lansează și previzualizează. Apăs lansează și previzualizează, voi vedea exercițiul meu așa cum îl vede elevul. Mai întâi apare cerința, apasă OK, apoi are de aranjat cuvintele. Bucureștiul este României capitală. Dacă apăs în dreapta jos în felul acesta, iată, îmi apar cuvintele care nu sunt ordonate corect. Schimb ordinea, apăs și acum îmi apare mesajul de la feedback. Pentru a salva exercițiul, apăs salvează exercițiul din dreapta jos. El poate fi public, dacă vreau să-l împărtășesc și celorlalți utilizatori ai platformei, sau poate fi privat, dacă vreau să-l păstrez în contul meu și să-l pun linkul doar pe Classroom. Spre exemplu, așa voi face eu. Voi lăsa exercițiul acesta privat, nu voi selecta opțiunea public, el deja s-a salvat la exercițiile mele și am linkurile de acces la acesta, pe care le voi folosi pe Classroom. Link web voi selecta, voi face click pe acest clipboard din partea dreaptă pentru a copia sau pur și simplu dau dublu click în căsuță, click dreapta, copiază. Mă duc în clasa mea, creez o temă nouă sau un assignment, o cerință nouă, ordonarea cuvintelor. Pun cerința, bună ziua dragilor, rezolvați următorul exercițiu. Voi pune două puncte și linkul, da, am apăsat control V din tastatură, sau fac click dreapta și inserați ca text simplu. După care îi spun ce să fac. Mai departe. După ce terminați exercițiul, faceți capturi de ecran cu mesajul afișat. Încărcați captura sau capturile de ecran ca temă sau comentariu privat, pentru că așa îi va apărea lui opțiunea de adaugă comentariu privat, apoi selectează fișierul de pe propriul dispozitiv. Succes! Adaug ca link din nou exercițiul, click dreapta, inserați ca text simplu sau direct din tastatură control V. Adăugați un link, dacă doresc să-i pun și celălalt link pentru full screen, îl iau și pe acesta pentru a vedea pe tot ecranul, adăugați din nou link, adăugați link aici și creați temă, pot să-i pun și termenul limită dacă doresc, eu voi lăsa fără termen limită. Apoi apăs creați o temă. Ce competențe putem evalua cu ajutorul acestui tip de item? Am selectat eu câteva exemple. La comunicare în limba română, la clasa a doua, avem competența specifică 2.2, transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic. La geografie, la clasa a cincea, avem utilizarea termenilor geografici în contexte diferite. La matematică, la clasa a treia, avem 2.3, ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-10.000 și respectiva fracțiilor subunitare sau echiunitare care au același numitor mai mic sau egal cu 10.
Acestea sunt doar câteva exemple. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la un nou episod de realizare a itemilor obiectiv de evaluare pe platforma Learning Apps. Până atunci, vă doresc multă sănătate și succes!